Bună seara, dragi telespectatori ai postului BUS, UFTV, sunt Lența Gherghiță. Și în această seară am invitat special doi violoniști basarabeni. O familie minunată, el, Oleg, originar de Râșcan Ialu, cei originari din Nispurin, un cuplu minunat. Cei chiar de sunt stabiliți cu traiul peste Prut revin cu Moldova cu mare drag. Să invităm să ne povestească chiar ei ce și cum, de ce și pentru ce admirații. Violoniștii Oleg și Lucia Sacaliuc. Bună seara, vă mulțumesc pentru piesa, pentru început de emisiune. Mă bucur foarte și foarte mult că v-am prezență aici în cadrul emisiunii Cântăm Lăutarii. Bună seara, Lenuța. Să știi că și pentru noi e o foarte mare bucurie pentru că am revenit acasă. Da, mă gândeam acum, de câți ani sunteți în România? De 22 de ani. Ole! Da, am plecat în 95, chiar după ce am terminat împreună facultatea. Mă rog, i-am luat fetița. Ea pe atunci avea 2 anișori și am plecat, am trecut Prutul. Când vă întoarceți aici, la cine mergeți acasă? La casa părintească sau voi v-ați lăsat aici un locușor al vostru? Casa părintească este în primul rând. La Râșcan, la tine sau la tine? Eu sunt de Râșcan, cea este din Nisporin. Păi și la cine mergeți? La ambii părinți. Ambii părinți, da. Ai mei stau în Nisporin și de fiecare dată când... Revii cu mare drag acasă, exact. Te așteaptă cu mâncare caldă și cu lacrimi pe la geam să uite, unde e fata mea că vine tocmai de România. Oleg, tu? Da, bine că și părinții noștri vin și ei, la rândul lor, vin la noi. Vin la noi în Botoșani, vin, suntem noi stabiliți. Dar cum v-ați decis să mergi tocmai acolo? De ce nu știu, a fost aici? O decizie pe moment. Să știi decizia când, cui? A ta sau a ta? A mea, pentru că eu am mai colaborat cu Orchestra Rapsodii Botoșani. Aici vreau să întreb, că voi ați mers acolo nu așa simplu, ci ați fost angajați în Orchestra Rapsodii Botoșanilor, dirijor fiind... Ioan Cobâlă. Exact. Da. Dar când am plecat, sincer, ideea a fost să mergem să câștigăm ceva bănuți, să ne întoarcem acasă. Dar uite că n-a fost să fie... Nu știu, ne-am înrădăcinat. Da, ne-am cumătrit, ne-am nășit, ne-am făcut prieteni, după aia chiar am rămas 22 de ani. Ambii violoniști, ambii faceți repetiții în aceeași zi, dar cine face în cazul ăsta curat mâncare? Facem pe rând. Serios? Hai să, voi sunteți la mine în prima dată, în prima premieră, hai să spunem, că nu. Și o să ne raportăm un pic la ceea ce înseamnă copilărie. După treapta ierarhică, Lucie, scuză, dar bărbatul e bărbat, știi, și trebuie să-l iau pe el la întrebări, știi? Foarte în genere, mă gândeam, trebuie să-l pui în mijloc, așa, ca să-mi fii mie mai aproape, să-l iau la chel, așa, la tine, văd că fix că așa mi-o tăcut, unde-l până acolo stă. Mă feresc să mă bag pe mijloc. Zi, dragostea vis-a-vis de vioară, cine ți-a,
ți-a dat-o? Sau cine ți-a dat prima vioară? Tata cine... a fost lăutar, fratele muzicant și el, la rândul lui este profesor și la liceu de muzică. Da, mi s-a moștenit, cum s-ar spune așa. De la ce vârstă? Din la vârsta, cred că am început din clasa 1 acordeonul, că așa mi-a plăcut nimic instrumentul ăsta, până la nebunie, dar m-am decis să trec vioară și a fost ideea fratele meu, că mi-a spus că într-o orchestră de muzică populară mai mult este întrebat vioara decât un singur instrument, cum este acordeonul. Și atunci, da, i-am acceptat părerea și chiar m-am îndrăgostit după aceea. Și văzându-te așa de șubrezel, îți dai seama exact, cum... Da. Eram și mai răsărbut și mai mărunțel și cum îți închipă la tău? Era milă de mine și a zis, treci pe vioară, că e bine așa. Dar timpurile din copilărie, ce artist aveai favorit și sau vreun lăutar? Pentru că dacă totul este o dinastie întreagă de muzicanți. Fiecare avem un idol, sigur, că mi-a plăcut foarte mult Ion Drăgoi. Este ca un exemplu și... Cred că pentru toți violoniștii Ion Drăgoi. Nu mai mii, dar așa al multor instrumentiști este pe primul, pe primul loc este Ion Drăgoi. Lucia, o să te întreb și pe tine. Nisporine nu e atât de departe de capitală. Eu am copilărit... Dragostea față de vioară. De ce vioară și nu un alt instrument? Cine ți-a... Te-a îndrumat la acest capitol? Dragă Linuța, deci eu, sincer, părinții când m-au dat la școala de muzică, Eugeniu Coca pe atunci. De la ce vârstă? 7 ani. Da. Sincer, nu realizam atunci că, vai, că aș fi vrut să cânt la un instrument sau ce. Mie îmi plăceau toate instrumentele. Deci, cel mai mult îmi plăcea să bat toba. Deci, când erau petreceri, când se făceau petreceri la noi. Da. Care, dacă nu, după 3 pahari, nu bat toba. Masă, în farfurii, în pahari. Exact. Deci, deci dacă Oleg vine dintr-o familie cu lăutari, așa. De la tine din familie, cine a fost? Mama. Tangență cu muzica. Da, mama cânta la mandolină. Și tata și tatăl la băian, așa cum se zice, cu buton. Acum când vii acasă, vă puneți orchestra. Da. Trebuie să facem o orchestră imediat. Da, ne adunăm și cum v-ați găsit unul pe celălalt? La facultate. Simplu. Sunteți de peste 20 de ani. 23. Cum să-ți dai seama că este exact omul potrivit cu care ai putea îmbătrâni pe aceeași piernă? Domeniul în care activați este destul de dificil și aici trebuie să porți un dialog. Că dacă la un moment dat porți un monolog și te vezi doar tu vedetă, să destram această familie. E asta tot secretul, că noi nu ne considerăm vedete. Oricum îți trebuie... bunica mea spune că apă a plecat să aibă nu taie. Vezi că la mine gâtul lung și oricum trebuie să-l fac așa, știi? În cazul vostru, cât a durat dragostea? Până v-ați decis la o nuntă. Și dacă pe timpurile alea era în vogă, că nuntă trebuie să faci și la dânsul de la nord și la bine. Nu, s-a făcut numai o nuntă pentru că eu provin dintr-o familie mai sărăcuță așa. Și în general Oleg spunea că nici nu mai facem nuntă pentru că până la urmă nu e neapărat să faci nuntă, o nuntă. Nu, dar să facem pare de fală. Exact. Am mai mult să cântăm la nuntă, să luăm bani decât să... Zici mie de asta, bani de mine, eu am fost mireasă, am zis că mai bine mai cânză și nu-s decât să fiu eu mireasă, știi? Nu sunt niște oameni străini și așa ți-ai straniu, că nu-i vieți doar pentru o nuntă. Nunta unde ați făcut-o? Cine vă sunat la ajutat? La Rușcani și fratele meu au fost la nord, trei rânduri de mie să trebuie să fie. Da, adevărul că a fost o nuntă foarte mare, frumoasă și chiar mulțumesc Dumnezeu că am fost mireasă, că puteam să nu fiu, nu? E cum să nu fie, uite cu și bărbatul, și ochi chiar el blânz, vai de mine, cum să nu fie că el să te facă mireasa cea mai frumoasă? Blânz aici doar în emisiune, dacă te face aici. Atent, știi și la capitul ăla, știi, psica blândă zgără e rău. Vreau să te întreb, eu știu că la capitolul ceea ce înseamnă muzică, vă sunteți în vogă, aveți multe petreceri. Apropo cu petrecerile, cum mergeți la anunț împreună? Da. Sau el vrei alt instrument? E o bucată de timp, chiar cântăm împreună. Două viori, Lucia mai cântă și cu vocea. Da. Mai cochetez așa, un pic de nevoie. Știi care e întrebarea multor oameni? Sau pe unde mai mergem așa? Domnișoară, în primul rând, îmi spun. Îmi place. De îmi place. Ești măruntă și vrabea toată viața, e vrăbiuță, știi? Domnișoară, cântați foarte frumos la vioară. Dar cu vocea, nu știți? Și atunci am zis, ia să mă apuc și să cânt și cu vocea. O provocare, mă rog. Și, mă rog. Dar pe dânsul de ce nu-l pui la încercare? De? Să cânte și dânsul, da, și o leacă și de vioară, o leacă și de canto. Nu, cu vocea, la voce nu mă îmbat.
Da. Vocalizele, vocalizele. Ia spune-mi, dacă tot sunteți stabiliți acolo cu Traian, ați fost vreodată tentați să plecați mai departe, pentru că cei din România o bună parte pleacă în America, în alte țări, unde nouă tot timpul mi se pare că acolo e mai frumos. Am avut turnee și nu numai, și chiar m-am văzut America cap-coadă, să spun că am fost într-un turneu de 30.000 de kilometri în toată America. Aoleu. O lună jumătate pe roți numai, numai pe roți, eram într-un stat, făceam un spectacol acolo și plecam tot în comunități românești. Am avut ocazia să rămân acolo, bine că în 2000 când am fost plecat eu acolo, Luci nu i s-a dat viza. Știau, asta e bine, da? Da, asta, spre bine. Asta spre bine, că știau sigur, dacă luăm viza, ăștia nu se mai întorc înapoi, ăștia rămân acolo. Da, de două ori a fost acolo și ne-am întors înapoi, am stat cât mai mult de jumătate de an, 7 luni, 6 luni, așa ceva. M-am întors eu acasă, da, și... Asta tot e de bine, Lenuță? E bine, că ne-am acomodat foarte Lucie, bine. Tu să-mi spui care e secretul? Cum să-l ții pe om că se refuză traiul undeva unei, poate e mai bine, și se întorc tot înapoi acasă la femeie? Dar nu cred că există un secret. Cum îl ții în brațe? Nu, trebuie să-l ții. Nici cum nu trebuie. Mâncarea preferată la voi, familie, care este? Oh, la el e răcitura. Da, el singur își prepară sau femeia este la aragaz. Ei, mai fac și eu. Da, chiar facem. Dar să știi, când se face mâncarea împreună, cu mult mai gustoasă ies. Am eu, nu fac. Eu... În afară de ou fiert, nu faci nimic. Nu facem eu mâncare, om eu. hobby aveți atunci când nu faceți muzică? Ce hobby? Lucia, tu ce ai? Că noi femeile de obicei avem femblețea asta cu ceva anumit. Da, eu practic arte marțiale, fac tai chi. Serios? Da. Tu de-aia te-ai întors acasă, cu femeie? Mă bate de mandorie. Arte marțiale? Dar tu ce? Stai un pic, ai 1 metru și cât ai? 54. Înaltă? E mașcată, ce spune? Am mai crescut vreo 4 cm de când faci tai chi. Serios? Da? Ce tangență are muzica? Statutul de soție și arte marțiale, că n-am înțeles. Păi, sincer... Cum ai ajuns? Sportul ăsta eu îl consider dans de viață lungă. Deci, într-adevăr, acolo nu e ca și, mă rog, ca și într-o sală de sport, unde tragi de fiar de alea, faci mușchi, nu. Acum aici stai, pe lustru pe alta. Da, dacă... Dacă îți permite capacitatea de kilograme... Eu de-a țara cu un chic dat. Nu, chiar reușești să te... Păi ăsta nu este un hobby, este un stil de viață, să înțeleg. Chiar un hobby. Îți place chiar un de hobby. Câți ani practici acest sport? De 2 ani. De 2 ani. Deci încă e puțin. Cu doamne, Oleg, da. Îmi place ingineria muzicală, adică îmi place sonorizări să fac, îmi place... Mai nou, adică de vreo 4-5 ani am făcut un mic studio acasă. Da, e bine, da. Soția cântă, înregistrezi, da. Faci, vin și eu la tine. Bine că am mult de învățat, încă recunosc, dar... Nimeni nu se naște învățat și nimeni nu se naște ministru sau prim-ministru sau cine mai este acolo după treapta ierarhică. Tot se învață. Din dragostea voastră, ați născut un pui de om. Ați adus pe lume, spuneți-mi voi, că eu știu deja ce e de acasă, mai puțin. Da, da, avem o fetiță în vârstă de 23 de ani, a făcut și ea muzică, a terminat liceul, după aia conservatorul de la Iași, acum este profesoară de pian, profesează la o școală privată din Iași și acum am deschis deci și noi. Muzica, da, da, da. Și acum am deschis și noi o mică școală în Botoșani. Oh. Și acolo predau și noi predăm și ea. Ea predă pianul. Ce înseamnă o mică școală? Ea voastră? O școală privată? Da, 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 exact. Dar cum să aleg copiii? Cu care vin? De la ce vârstă? Acolo vine... Toată lumea deci care vrea să învețe muzică. De la vârste fragede pot să vină și pensionari. Acum este vis realizat. Cine purta acest vis în suflet și l-a făcut împlinit? Lucia, ne-a dat ideea și chiar i-a spus că asta îi place să facă și vrea să profesieze în domeniul ăsta. Da, am văzut dacă că... Dacă fata noastră stau și mă gândesc dacă fac socotelă, fata lor are 23 de ani și ești atinerie, voi ce ați făcut? Copiii de mitei sau cum? Nu, la 25 de ani. Tău să nu vai și... Doamne ajută! Da. Ia că și înseamnă și mărunțel și slăbuț.
Da, știu Lenuț. Cum ați venit așa, dar a venit cu un dat, da, și vreau să-mi spuneți. Într-adevăr, n-am venit cu mâna goală, Lenuț, am venit pentru prima dată la emisiunea ta, am venit cu mare drag. Astea sunt, cred că, realizările cel mai importante ale noastre, sau carte de vizită a unui lăutar. Da, și chiar vreau să le dăruim cu drag, cu drag, din toată inima. Vreau să le vadă și cea de acasă, o leac și Lucie, zis că, deci sunt trei albume, Rugă pentru neamul meu. Asta e un DVD. Oh. Un DVD. O să le filmeze cameramanul. Așa. Mai avem un CD cu Pentrecute, cu Oleg și Lucie Sacaleuc. Și zi scripcare. Vioara este cea care vă leagă. Iar atunci când aveți zile, mulțumim foarte mult, iar atunci când aveți zile când sunteți supărat unul pe celălalt, tot Vioara vă împacă? Sau arunci cu arcușul într-un zvun, îl nimerești acolo, la junghi și... Cum faceți? Sincer, e greu de... Cred că tot Vioara. Încercăm să ne stăpânim, eu zic. Da. Să ne controlăm, să ne aruncăm instrumente din casă sau... Da, pentru că ele n-au nicio vină până la urmă. Câte instrumente aveți la număr acasă? Avem ceva. Vreo 8 viori, vreo 10 viori, piană, orgă, instrumente. E o investiție... Mai nou ne-am făcut și o terasă cu instrumente de suflat și am pus, am agățat acolo. Cine suflă în ele? Tata a cântat așa și visul meu a fost în terasă unde să amenajăm acolo, așa, rustic, să punem și câteva instrumente de suflat. Trombon, tub, dar numai trompetă, de decor, nu sunt numai adevărate. De dar cum, de unde le cumpărați? De unde le luați? Că și asta necesită niște bani, încercăm investiții. Să, da, găsim câte o fanfară mai pe un sat undeva și... Cum vă vedeți peste vreo 10 ani? Hai să zicem, aș fi vrut tot așa să mă văd. Nu mai bine, nu mai rău, deci tot așa. Deci aș fi vrut să mă întâlnesc din nou cu tine. Cu Doamne ajută! Da, tot la emisiunea aia cântăm lăutare. Cu noi realizări, atunci aș fi vrut să-ți dăruiesc cu mult mai mult. Da, dacă reușim și ne ajută bunul Dumnezeu, planuri sunt foarte multe. Dar o revenire în țară, concert solo, asta e visul meu. Păi și care e problema? Trebuie să realizezi atâta timp cât ești pe pământ. Da, este adevărat lucrul ăsta. Chiar ne-am propus, dar o să vedem pe viitor. Vorbim cu primarul, cu cine acolo, cu președintele Dragon, măcar la voi, la Râșcani. Da, la Râșcani. E o idee. Se poate, da. Să știi că e idee. La Râșcani și la Botoșani. Dragii mei, dar vacanța de vis în viziunea voastră care este? Vacanța de vis? Deci în cazul tău, fără femeie, vreo 3 zile sau cum? Nu știu, fără femeie e greu, mi-a făcut vacanță. Da, dar, na, nu știu, noi... Nu știu, noi am colindat totuși lumea, am văzut-o. Sincer, parcă... Vacanțele tot acasă sunt, nu știu. Tot alături de o multe. Da. Ori suntem așa mai... O zi normală, atunci când nu aveți muzică, când nu mergi la serviciu, cum vă petreci o zi cotidiană? Mă trezesc dimineața, îmi beau cafea, mergem la film ambii, pregătim ceva pentru 3 zile înainte. Sincer, acum să fiu, după ce îmi fac toate treburile prin casă, pentru că rămân în urmă de fiecare dată, da, pentru că, mergem... Îți dau crezare. Da. Și după ce mi-am terminat toate așa, mă apuc din nou de cântat, sincer îți spun. Caut melodii, învăț, mă gândesc la noi videoclipuri, regiile, deci toate regiile pe care le vezi, să vizionezi tu în videoclipurile respective, deci toate sunt regizate de mine într-un fel, adică gândite de mine. Dar și atunci nu poți. Dar sunt investiții de bani, pe cost, aranjamentul, textul, melodii. Nici vreau, am și uitat de ea. Am și uitat de banii respectivi, pentru că ce faci cu banul? Ce faci cu banul? Bine, am bani, acum am bani și nu fac nimic. Nu are niciun rost. Deci eu când îi am, trebuie să-i dau. Și normal, unii dă. În muzică. În muzică, exact. Dar cineva, este cineva care vă ajută la aranjament sau vă faceți singur aranjamentele? Cu mai mulți instrumente, știi, cu orchestratori. Da, apropo de orchestratori sau cu orchestră, aceste înregistrări doar în România sau și la noi? Că și la noi, la noi sunt orchestre extraordinare. Deci am făcut și cu cine ați instrumente de aici. Cu instrumentiști, doar cu instrumentiști am colaborat, că avem și instrumentiști de la Suceava, de la Botoșani și de la Chișinău.
orchestră mică, orchestră mixtă. Cu colegii noștri, da. Cu colegii noștri, deci nu cu o anumită orchestră. Mm. Așa ne-am adunat și am făcut. E firesc și este omenesc, noi tot timpul, câteodată, sau de multe ori, nimerim așa că într-o perioadă când suntem povestiți. Că de bine, că de rău, oricum suntem povestiți. Cum reacționați voi? Când suntem povestiți, suntem vorbiți, sau povestiți, vorbiți sau povestiți. Bârfiți. Și una așa, dar, practic, da, practic acest sinonim, depinde cum te uiți și din ce laptor îl vezi. Deci eu consider... Înseamnă că este, are omul valoare dacă îl descurte. Când este bârfit, sau, nu? Da, deci nu fii compătimit. Asta e mai rău. Da, asta e altceva. Asta e mai rău. Dar dacă este bârfit, e bine. Dar, nu, dar... Orice bărbat și orice femeie are nevoie de un prieten de suflet. Voi aveți? Ce, tu ai pe cineva în care să ai credere, în afară de soț? Da. Pe mine. Aha, deci tăcut ești făcut, mai gine tac decât să zici după aia cineva să aibă... Bune, ce spui? Da, chiar la asta nu m-am gândit. Deci, te-am întrebat, că bărbați au de ce metoda asta? Mă duc cu prietenul meu la garaj, mai bem 50 de grame, mergem la... cu undița, tu ai vreo... Cred că asta a fost prin tinereții, dar acum nu cred că mai este asta. Încerc să mă controlez. Dar cu cine altfel... vorbești atunci? Când vrei să-i spui, că nu poți să-i spui femeia tot ce are sufletele tău, că îmi place de Măriuca și parcă ne aducă în tinereții de Ioana. Adevărul, da. Are un părinte la care se povedește, da. Aici vreau să vedem, să poți să ne povestiți. Nu? Părintele nostru, duhovnic, da. De la ce vârstă e bine să ai un părinte duhovnic cu care să faci confesiune? Când simți. Când simți. Nevoia. Când simți că trebuie să spui ceva. Nu știu, foarte greu. Bine, când intri în contact. Poate cu intuiția sau poate Dumnezeu vrea așa să te ducă la el sau te atrage sau duci la o slujbă și vezi și simți că omul ăsta o să te ajute la nevoie sau... Mă îmblasa slujbe? Postul? Că... Da, postim. Postim. Eu postez vreo 7 ani. Toate care sunt. Da, dar la voi, stai că dacă stai să mă gândesc că și cu sărbătorile este diferența un pic. Da, când e România și când da, sărbătorim în continuu, Leonuța. Da. Și, și cu vechi, Crăciun și cu nou. Crăciun pe nouă. Revelion pe vechi. Mai nu am metode noi de a sta așa chefuim. Noi ținem sărbătorile mult mai lung. Adică, de ce? Dacă avem și acelea pe stil nou și pe da, de asta spunea și Leonuța. Și venim, avem timp să venim și acasă și să plecăm. Dar cine vine la voi acasă în familia asta? Cu Molgerilă, Santa Claus sau Moș Crăciun? Vine Moș Crăciun. Și ce dar va aduce bebe? Ce e scris moșul scrisoare sau deja tu ești moșul cel perfect? Este o surpriză, o să vedem ce o să ne pună sub brăduț acolo, să vedem dacă am fost cuminți și dacă... Oricum sub brăduț sunt. Într-un cuplu câteodată peste ani de zile se pierde farmul cu ăsta, știi? De a-ți face surprize unul altul, de a-i spune un cuvânt mai drăgostos, mai iubițel, mai nu știu cum. Dar nu neapărat să spui toată ziua te iubesc. Eu zic prin fapte să văd lucrurile. Da, am înțeles în cazul tău că îi faci borș și îi faci zamă, dar el ce faci împrejur? Că n-are cal, porc, n-are nivacă. Bă, are. La deal, la vadă. Îi dau răcușul cu sacâți, poate. Mai fac vreau. Mă șterbi oara de... Îl faci pe... Hai că femeile când vin acasă și deseori o fac pe menageră, știi că la... Știi că nu știu cum la în România, dar la buletin vă vezi la noi? Înseamnă cum știți la tine. Și, în buletin scrie, așa, Lucie Zacalioc, soții, menager, infirmier, mamă, jălietcă, etc. Nu. Nu? Nu. Dar cum? Cine faci mâncare, cine faci curat, cine faci shopping-ul, cine cumpără cartofi, pâine, slănină? Ambii, totul ambii. Deci, nu mai rânduit. Dar așa băieți culți cum ăla-i pe tău? Nu știu, cred că l-am luat eu. Vezi ce face și... tai chi-ul. A, tu e frică! Tu e frică! Nu mai cred. Vreau să vă mai întreb și altceva. După ce criteriu de obicei un copil, părinții îl dau la... O să fac tangenți cu muzică. Deci vă întreb la acest capitol întrebare. Majoritatea colegilor de-a mei zic că copilul meu nu o să fie lăutar, că este o bucată de pâine mult mai grea,
A vostru este muzicant, exact, ca și mama, ca și tata. Până la urmă, noi am discutat cu fetița și chiar ea și-a ales asta, deci n-am impus-o sau să-i spunem, unde îți faci vioară sau noi, că am făcut noi vioară și ai să faci și tu vioară. I-am cumpărat toate viorile, și vioară mică și mai mare, toate dimensiunile. Și n-a ales vioara, nu i-a plăcut vioara, nici cauza. A văzut scârții. Că noi scârții. Îi trebuie mult studiu, că a reproduce un sunet la vioară e foarte greu, nu e chiar așa de ușor. La pian este tot mai ușor, a apăsat nota și s-a reprodus sunetul. A ales pianul. Bine, că asta a fost alegerea ei, de asta spun că nu a fost cheltuire familie. Iar trebuie să duc tata să cumpere un pian să-l aduc acasă, nu era mai ușor să cânte la vioară? Dacă erau deja pregătite. Dar ce spun vecinii voștri? Iar au venit sacaliu cu acasă, iar au băut 50 de grame și că cânt la vioare, ora 1 de noapte. Nu, să știi că am fugit de vorbele astea. Sunteți la casă la somn. Exact. Și într-adevăr, eram mai gălăgioși când eram mai tineri. Acum nu mai are cine face gălăgie, e problemă. Animăluțe la casă, împrejurul căsii. Da, mi-am luat odată, mi-a cadunat mama cu coșei de ăștia de curte americani micuți și cu gândul ca să... Na, dar cu coși sau mai erau și găinușe? E, și găinușe, perechi. Da, pentru că nu pot trăi fără. Perechi, da. Referitor la casă, la sol, aveți și pământ în care trebuie lucrat? Pentru că în viziunea mea acasă, dacă ai la sol, trebuie să ai și pământ, hectare, cu cartofi, cu verdeață, cu... Avem cartofi, nu, dar o mică livadă. Ce aveți acolo? Cireși, meri, pruni, pere. Iaute. Avem, da. Pentru iarnă ați pus ceva? Că acum e perioada de iarnă când trebuie să mergi în beci, să iei de toate. Da, reușiți da, și da, da. Deci da, voi sunteți părinți minunați, lăutare buni, îmbinați cu briu și serviciu și viața de cuplu. Sunteți bravo. Deci, într-un cuvânt. Pe final de această oră vreau să vă mulțumesc că ați găsit timp pentru echipa Buzău TV, special pentru mine, pentru că mă bucur foarte mult când am așa invitați ca voi. Și pentru final vreau să le dați un sfat celor care vor să vă pășească pe urmele dumneavoastră, să ajungă și ei violoniști buni, oameni mari, de ce nu? Și celor de acasă care vă privesc, acum să le spuneți și ce gând aveți pentru noi, și mai ales că vă privesc atât mama cât și tata, și de la Nisporeni, și de la Rășcani. Urez părinților și fraților multă, multă sănătate, multă bucurie, prosperitate și toate gândurile să ne îndeplinească. Referitor la care vor să apuce de vioară și violoniști, vor să devină instrumentiști mari. Clar că aici instrumentul ăsta necesită multă răbdare, multă dăruire. Asta în primul rând, dacă nu te sacrifici pentru instrumentul ăsta, nu reușești să faci ceva în viață. Și telespectatorilor le urez să țin aproape de Postul TV și aproape de tine. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc din tot sufletul. Lucia, spune-mi și tu, celor de acasă. Celor de acasă, mie îmi place un citat care spune așa: săracul tânjește după bogăție, bogatul după raiul după pământ, iar înțeleptul își dorește liniște sufletească. Deci tuturor le doresc să fie sănătoși și multă, multă liniște sufletească. Pentru că chiar simt că majoritatea au nevoie. Că viața e foarte zbuciumată, foarte zbuciumată. Și vreau ca să totuși să reușească lucrul ăsta. Iar ție îți mulțumim foarte mult pentru invitație, suntem pentru prima dată. Sincer, vă mai dorim. Vă mai din toată inima. Mare drag, mulțumim din tot sufletul. Vă invit să ne mai cântați încă o piesă frumoasă și încă o dată așa, realizări multe, multe și frumoase, sănătate și vise împlinite. Mulțumesc mult! Mulțumim. Iar celor de acasă, vă mulțumesc că aveți obișnuința să rămâneți în cadrul remisiunii Cântăm Lăutare pe Buzău TV. Iulența Gheorghiță vă pup pe fiecare, o seară frumoasă alături de cei dragi. La revedere, ne revedem pe săptămâna următoare!